Da, seria de jocuri God of War este una dintre cele mai răsunătoare francize PlayStation din mai toate timpurile. Se poate bate de la egal la egal cu alte titluri legendare și de cele mai multe ori câștigă. Ori de câte ori un God of War apare pe piață, se poate vedea cu ochiul liber nivelul de muncă și dedicație pe care studioul responsabil îl depune. Dovadă și faptul că fiecare joc din serie a fost nominalizat la cel mai bun joc al anului. După mai bine de 7 jocuri în palmares pe mai multe platforme, God of War a primit totuși un upgrade, nu doar unul de formă, ci unul de substanță, întreg jocul având un feeling de nou, reinterpretat și mult mai actual, comparativ cu ceea ce ne-a oferit în trecut această franciză. Lucru care a speriat un anume segment, destul de mare, de public, gamerii fiind înspăimântați de ideea unei noi direcții pentru Kratos, care s-ar putea să însemne sfârșitul aventurilor celui mai iubit spartan. Nu a fost așa, studioul Santa Monica, responsabil pentru realizarea și reimaginarea lui God of War, nu doar că și-a făcut temele, înțelegând motivul pentru care jocul a obținut un succes titanic, dar a reușit să inoveze și să păstreze esența care a făcut din God of War un fenomen. Pe lângă asta, a introdus și o poveste mult mai complexă, elemente noi în franciză și a încercat în tot acest timp să scape de o parte din rădăcinile ancorate în trecut, Kratos făcând într-un final pasul cel mare în acest secol. Din motive absolut egoiste, vom încerca să nu stricăm cele mai mari surprize din joc. Multe dintre acestea sunt iscusit țesute în poveste, întregul ansamblu narrativ fiind una dintre cele mai memorabile povești spuse anul acesta. Spunem asta cu bună credință, pentru că am experimentat cu plăcere întreaga aventură și relațiile pe care Kratos le clădește, atât cu fiul său, cât și cu restul personajelor de suport, de la întorsături de situație bruște până la suspans, intrigă și un mistreț care seamănă cu un hipopotam, God of War are de toate. Iar noi doar o să zgriem firav suprafața, pentru că este păcat să privăm publicul de o poveste atât de bună. Chiar și un mic detaliu îți poate strica întreaga experiență. Trecerea de la panteonul de zei ai Olimpului, asta după ce Kratos i-a cam tras pe dreapta, la ținuturile nordice cu zeii proprii, a fost una iscusit implementată. Creatorii nu doar căutând să-ți acapareze atenția în primele minute de joc, dar reușind să o întrețină pe tot parcursul titlului, spre final simțindu-te tu, gamerul, un fel de semizeu, care întâmplător este și tată. Relația dintre tată și fiu este punctul central, iar aceasta definește întreaga aventură, atât Kratos, zeul bătrân și ursuz, cât și Atreus, reușind să pună în mișcare nu doar narațiunea, ci și glandele lacrimale în anumite momente. God of War este un joc gândit să te poarte printr-o aventură epică, în care giganți, monștri, zombii și un șarpe sunt ceva normal. Acolo unde o luptă de-a ta poate crăpa pământul și unde zeii nordici sunt un pic șucăriți pe tine. Singura ta problemă este faptul că tu, Kratos, dorești să-ți duci fiul la cuca măcăii, pentru că așa a dorit soția ta, proaspăt decedată și îngropată cu o cârpă pe față. Primele câteva ore sunt învăluite în mister, jucătorul descoperind încet care sunt constantele narațiunii și reușește să pună cap la cap întregul ansamblu, undeva spre cel de-al doilea arc narrativ. Ne-a plăcut nespus, o poveste de 10 din 10 care te va ține pe marginea canapelei și care nu merită stricată. Dacă ai ocazia să încerci acest joc, pur și simplu trebuie să o faci măcar pentru poveste, tonurile emoționale și progresia fiind lovituri de geniu, întreg jocul având probabil cel mai bun pacing pentru o poveste din ultimii ani. Absolut genial! Încă o dată, pentru poveste acordăm 10 plin și calificativul treci la taica, mă pruncule! Multe dintre plângerile adresate înainte de lansare erau strâns legate de gameplay, mulți veterani ai seriei, temându-se de faptul că s-ar putea să altereze prea mult formula originală și să semene mai degrabă cu un Last of Us, nu cu God of War. Frică întemeiată, având în vedere că în acest caz poziția camerei a fost schimbată, acum unghiul de vizibilitate fiind mult mai strâns, dar și mai contextual. Practic, aduce camera mai aproape. Cei de la Santa Monica au dorit să ofere o natură mult mai personală jocului, hands-on dacă doriți, în care Kratos își poate încă jongla și ridica de la pământ inamicii, doar că de această dată nu-și mai folosește celebrele săbii. Acum este dotat cu un topor cât casa, numit Leviathan. Cool, nu? Întreg gameplay-ul este o reinterpretare reușită a ceea ce a consacrat jocul în trecut, secvențele de combo, juggle-urile și combinațiile de reacții rapide și inamici cu duiumul fiind încă prezente. Doar că forma este total diferită de ceea ce am primit până acum. Spre exemplu, săbiile legate de mâinile lui Kratos sunt acum de negăsit, fiind înlocuite, așa cum spuneam, de un topor, ce în mare, cu toate că nu pare, funcționează pe același principiu ca și primele arme ale lui Kratos. Practic, poți azvârli toporul, îl poți chema înapoi, executa atacuri puternice și normale, așa cum ai făcut și în trecut, doar că viteza nu mai este atât de mare. God of War de această dată este mai tactic, mult mai atent cu jucătorul, genul tank funcționând în zero cazuri.
poate la începutul jocului, atunci când inamicii sunt mai prietenoși, dar pe măsură ce avansezi vei descoperi că atitudinea de cocoș la scandal nu mai funcționează. Va trebui să înveți ce este aia block și roll, să folosești fiecare element nou deblocat la adevărata sa valoare, jocul împingând jucătorul constant să experimenteze și să dezvolte noi metode de ofensivă. Ceea ce ține gamerul în priză. Au fost puține momente în care am fost cu adevărat pierduți prin nivel sau plictisiți, existând constant ceva de făcut, luat la pumni sau tranșat. Dacă în trecut atacurile erau mult mai directe, impactul având un efect direct asupra inamicului, aici lucrurile stau cu totul altfel. Dat fiind că discutăm despre o abordare mai personală în luptă, acum poți pe lângă topoare în cap să cari și carabe inamicilor ca pe Târgu Ogna, să-i contracarezi folosind scutul și să le tragi săgeți în cap. Partea cu săgețile în cap este mai dificilă, având în vedere că al nostru spartan zeificat nu deține un arc. Aici intervine Atreus, fiul lui Kratos, care poate să te ajute în luptă, reușind să amețească, să înghețe, să rănească pur și simplu adversarii. Tot ce trebuie să faci este să te uiți la el și să-i dai o comandă, motiv în care o săgețică zboară fix în scufița animalului sau demonului mitologic. Această simbioză dintre Kratos și Atreus aduce aminte foarte mult de Ellie și al său tată adoptiv din Last of Us, doar că aici lucrurile sunt mult mai personale, mai mitologice și mai sângeroase. Kratos, cu toate că nu vrea ca un sentiment să-i crape fațada dură, clădită cu greu în 7 jocuri, se dă bătut în fața lui Atreus, cel mic, obosit și fragil, care se aruncă într-o cursă pentru supraviețuire și bărbăție. Felul în care aceste două personaje colaborează și impactează o luptă este de departe cel mai satisfăcător element al jocului. Atunci când începi să mătrășești un gigant, de exemplu, este imperativ aportul micuțului arcaș. Acest mic shift în gameplay oferă și mai multă densitate, densitate care oricum are de oferit lupte cu pumni și topoare. Focusul este acum lupta cu boșii, care cu toate că în primă instanță sunt destul de micuți, comparativ cu orocotilele din trecut, au acum un rol destul de important, fiecare confruntare aducând noi elemente narrative și, evident, loot. Asta pentru că acum God of War vine și cu un sistem RPG minimal, în care poți investi punctele de abilitate dobândite. Dacă în trecut adunai orburi pentru a upgrada spartanul, acum folosești gold, skillurile având impact direct asupra gameplay-ului, unele dintre ele, precum shield bash-ul, fiind necesare pentru combo-uri sau pentru a jongla cu inamicii. Adăugăm și faptul că acum poți să-l îmbraci și să-l îmbunătățești atât pe Atreus, dar și pe Kratos, și faptul că Leviathan Axe-ul poate și el să primească upgrade-uri sub formă de rune. Vei avea ceva tot timpul de făcut și de adunat. Dacă secvențele de luptă sunt geniale, restul jocului este pur și simplu o plăcere. Se va întâmpla să pierzi detalii majore, elemente din mitologia nordică sau mici secrete în prima ta încercare de a termina jocul. Puzzle-urile care au consacrat seria sunt și ele prezente, doar că de această dată complexitatea este inegalabilă, în sensul în care unele puzzle-uri pot fi rezolvate din greșeală, iar la altele îți vei pierde mințile, în timp ce Atreus se plimbă pe lângă elementul pe care trebuie să-l acționeze. Momentele în care rezolvi puzzle-uri sunt absolut geniale, bine gândite, nici prea grele, nici prea ușoare, dar ne-am trezit cu Atreus blocat undeva la începutul jocului, refuzând să se mai miște sau să întreprindă vreo acțiune. Cu excepția acestui glitch, jocul a reușit să impresioneze la fiecare pas. Lumea din jurul tău este la fel de bogată, cu toate că discutăm despre un joc deschis, dar nu de lume deschisă. Coridoarele și linia trasată în nisipul viking sunt prezente de la bun început. Mergi cam pe acolo unde dorește jocul să te îndrepți, dar în acest proces ai ceva lume și locații de explorat, părând că îți dă iluzia unui joc open world în care totul este legat de coridoare. Cine știe, poate într-un viitor vom primi un God of War similar cu Horizon. Așa cum am spus, nu poți decât să apeși start și să te uiți cum dispar orele pe ceas atunci când te joci God of War. Dovadă că acum stăm cu PlayStation-ul în birou și așteptăm să terminăm de scris acest review pentru a ne putea apuca să terminăm jocul încă o dată, pendelete, fără să mai sărim side quest-uri sau chest-uri. Acestea din urmă aduc un plus generos de gameplay, pe lângă cele 10 ore pe care le acoperă povestea single player. Pentru gameplay, încă o notă de 10 și calificativul atunci când îl transform pe fiul tău într-o memă. Open the door! We need your help! Dacă este un lucru pe care îl putem spune cu tărie despre noul God of War, ar fi că are una dintre cele mai consistente și coerente prezentări de pe PlayStation 4. Tranzițiile între cadrele de prezentare și jocul în sine sunt făcute iscusit, reușind să treacă dintr-o parte în alta fără să-ți dai seama, dintr-o scenă de bătaie într-un scurt filmuleț cinematic, element care te adâncește și mai mult în lumea jocului.
Întreg ansamblul se contopește într-o manieră apropiată de felul în care sunt editate filmele la Hollywood, cadrele fiind alese cu atenție și fiecare aspect vizual fiind acolo pentru a îmbogăți experiența în mod voit. De la modelarea personajelor până la lumea înconjurătoare, jocul reușește să-ți țină atenția ațintită pe monitor. Te poți pierde în ținuturile nordice, printre munți sau prin păduri, caverne sau la capătul lumii, God of War reușind să alterneze între spațiile de joc de la un moment la altul, aceste schimbări bruște făcând deliciul jucătorului și mai ales schimbând dinamica luptei. Acest gen de variație, atât în prezentare cât și în gameplay, împinge pe nesimțite întreg jocul în față, rezultatul fiind un blend aproape perfect între poveste, gameplay și prezentare. Acești trei piloni sunt atât de bine gândiți și ancorați în ceea ce înseamnă God of War, încât este extrem de greu să discuți despre doar unul dintre ele, fără să iei în considerare restul ansamblului. Un joc care se sprijină și se ridică folosind fiecare element, rezultatul fiind cel mai bun joc de anul acesta pe console. O experiență și un joc care îți va face PlayStation-ul să toarcă, storcând în același timp fiecare resursă pentru a arăta jucătorului tot ce are această consolă de oferit. Bine, cel puțin până vom vedea Uncharted sau vreo altă exclusivitate, care cel mai probabil ne va lua ochii. Totuși, dacă este să analizezi la rece God of War, vei găsi mici probleme. Topoare care dispar în zare, texturi pentru barbă un pic cam țepene și pătrățoase, dar aceste elemente sunt trade-off-uri pe care realizatorii trebuie să le facă pentru a putea prezenta un titlu cât mai cursiv și cât mai dinamic. În cazul ultimului God of War, au reușit și s-au întrecut pe ei înșiși, într-atât încât Kratos acum nu mai sună ca un golan de ghetou din Bronx și întreg ansamblul de actori vocali pare să fie rupt dintr-o odă nordică. Accente și inflexiuni. Cât despre muzică, trebuie doar să pierzi câteva secunde în meniul principal pentru a înțelege că avem și aici o schimbare. De la metale grele la ode simțite și ropote de tobe în timpul luptei, influențele nordice simțindu-se și aici. Am putea scrie mult și bine despre prezentarea lui God of War, dar alegem să ne oprim aici și să-i acordăm un 10 pentru prezentare și calificativul n-am dormit deloc azi noapte. Cu 10 pe linie, nota finală nu poate fi decât 10. Un joc reprezentativ pentru PlayStation și un titlu care va fi amintit nu doar printre jocurile anului, ci și un joc care a renăscut o franciză. Toate temerile au fost năruite după câteva cadre, iar Kratos, așa cum îl știm, este acolo. La fel de nervos și la fel de pus pe scandal. Doar că în acest caz avem un protagonist trecut prin viață, Olimp și diversi zei și titani, care întâmplător dorește să-l ducă pe fiul său într-o excursie. În termeni simpli, dacă nu ai PlayStation 4 și erai în dubii dacă să-ți cumperi sau nu o consolă, ăsta este jocul care îți va schimba radical părerea. Un titlu memorabil ce dovedește că uneori exclusivitățile contează. God of War 2018 primește primul 10 de anul acesta de la Zona IT. Can you kill something that big?